Luis Suarez este unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului. Un jucător cunoscut ori de la Liverpool, ori de la Barcelona. Un jucător care de-al fel a trecut pe la multe echipe, care a reușit să înscrie în toată cariera sa 480 de goluri și 264 de asisturi. El ajunge la 36 de ani să joace în MLS alături de Messi la Inter Miami. În videoclipul de azi o să-i resetăm cariera ca să vedem dacă reușește aceleași realizări. E bine, Luis Suarez, cum am zis, a jucat la multe echipe, însă la Ajax a început să joace cel mai bine. Apoi s-a dus la Liverpool unde a jucat foarte, foarte bine și pe la Barcelona. De acolo Atletico Madrid, Grêmio unde s-a dus el după aia. Este complicat oricum, s-a transferat la multe echipe. Însă noi o să începem la Ajax, unde l-avem aici pe Suarez pe bancă pentru că, na, ce să-i facem, are foarte mic overall. Are 16 ani, este uruguayan, poate striker, are 62 overall. Staturile cam acestea sunt, am încercat eu să scad foarte mult dintre ele pentru că, na, pe vremea aia nu prea era cine știe ce jucător. Însă noi o să transferăm o bestie. Mai ales că are potențialul de 92, adică cea mare carte pe care l-a avut el gold în FIFA. Eu zic că stațiurile astea chiar îi se potrivesc. Însă înainte să începem simularea, lui Suarez are nevoie și de obiective. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Lui Suarez trebuie să adune 20 de trofee în afară de Golden Boot și Balon de Aur. El trebuie să câștige de 4 ori Balon de Aur și de 3 ori Gheata de Aur. El trebuie să câștige un World Cup. El trebuie să câștige de 3 ori Champions League-ul și odată Super Cup-ul. El trebuie să câștige titlul în 3 ligi diferite. El trebuie să ajungă la 99 overall. El trebuie să scrie 300 de goluri și 75 asisturi. E bine, acestea sunt obiectivele, eu zic că sunt destul de bune și sunt sigur că lui Suarez o să le reușească pe toate. Însă pentru primul sezon, hai să vedem ce reușim să facem. Pentru primul sezon, clar, nu intră lui Suarez în primul 11. Este imposibil pentru el să intre primul 11. De aceea mă gândesc eu să îl punem pe un out-to-loan list. O să joace bine la Ajax, însă nu acum, mai târziu. Așa că l-am pus pe un loan list și așteptăm să primim oferte pentru el în loan. Bine, și se pare că prima ofertă pentru lui Suarez în loan de la Leganes, o echipă, cred că din Spania, Liga 2, cred. Însă este loan to buy. Sincer, noi nu prea avem loan to buy, așa că o să negociem un doar loan. Asta că vrea doar loan și se pare că vrea, ok, 2 ani. Hai să mergem acolo 2 ani. Nu, hai să cerem un an. Hai să facem un an să vedem. Ok, vrea un an și salariul, suntem de acord. E bine, și pare că mai primim oferte de la Aruca, o echipă din Portugalia, dacă nu mă înșel. De un an o să acceptăm și pe asta, vedem unde vrea să ducă lui Suarez, spre urmă. E bine, și până la urmă lui Suarez să duce în loan, însă hai să vedem totuși la ce echipă a ales. Și se pare că se duce la Aruca. Ok, interesant, interesant. E bine, și am ajuns la Aruca, unde vedem că echipa arată mai ok, însă da, tot nu cred că o să joace lui Suarez în primul 11. El este aici pe bancă, o să-l punem totuși pe banca asta aici. Sperăm că totuși o să joace acolo puține meciuri, ca rezervă dacă nu titular. Însă haideți să vedem ce development plan ne punem pentru acest sezon. Și eu cred că ce am pentru el este un mobile star care avea nevoie acolo de skill moves și de pace și de shooting, clar. E bine, echipa este pregătită cât și lui Suarez, așa că haideți să simulăm sezon cu numărul 1, să vedem ce reușește acolo să facă Suarez la Aruca în Portugalia. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a tăiat, hai să vedem cum arată lui Suarez și are 63 overall. Wow, o să fie destul de greu, o să fie foarte greu de fapt să-l duce la un overall mare pentru că a crescut doar plus 1. Însă totuși, hai să vedem câte culori a reușit să dea. Niciunul, a jucat doar un singur match. Bă, wow, da, clar trebuie să dăm pe 2 ani, dar totuși, pa. Și în ligă se pare că suntem pe locul 13, nimic special, aici nu am câștigat. E bine, suntem înapoi în Olanda la Ajax, însă în continuare Suarez se pare că are 67, what? Ok, nu știu ce a crescut la 67, avea 63, parcă, însă ok, dar totuși nu intră în primul 11, așa că în continuare o să-l dăm la un out-to-loan list. E bine, și se pare că prima ofertă de cumpărare și de împrumut, de fapt, de la Twente, nu știu exact de unde este echipa asta și dacă așa se pronunță, însă o să negociem un 2 ani, cam așa. Propose, hai să vedem că vrea împrumut, vrea, ok, acceptăm de 2 ani, acceptăm și salariul și asta este. Și se pare că mai primim de Alaves, ok, Alaves interesant, însă hai să vedem dacă vor și 2 ani, tot așa. Ok, și se pare că au acceptat și acum depinde unde vrea lui Suarez să se ducă. E bine, și lui Suarez pleacă din nou de la Ajax, însă hai să vedem ce alege de data asta. Și el se pare că se duce la Twente. Ok, interesant, interesant. E bine, și se pare că tot în Eredivisie suntem, însă în echipa asta cred că putem să intrăm în primul 11 până la urmă. În atac, în afară de acest top care putem să-l transferăm la altă echipă, este Suarez. În afară de Suarez nu este absolut niciun striker mai bun decât el. E bine, pentru acest sezon lui Suarez cred
Checo se pune un mobil striker în continuare pentru că avea nevoie de pace și shooting și ball control, dribbling, clar avea nevoie. E bine, echipa este pregătită, cât și Suarez, așa că simulăm sezon cu numărul 2 să vedem ce reușim să facem de asta la 20 cu lui Suarez. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată Suarez și are 71 overall, foarte, foarte bine pentru el, a crescut plus 4 dacă nu mă înșel, însă haideți să vedem câte goluri a reușit și se pare că a reușit 14 goluri, destul de ok, ușor, ușor începe să joace foarte, foarte bine și două asisturi acolo cât de cât. La Golden Boot nu cred, da, n-avea nicio șansă, e greu de tot, deci nu e pe aici. În ligă se pare că se pe locul 5, nimic interesant, Ajax totuși pe locul 3, nu reușesc nici ei. Și în Cupa Olandei se pare că aici câștigă PSV. E bine, suntem în sezon cu număr 3 unde Suarez arată în continuare foarte bine acolo în atac cu 71 overall. Echipa arată foarte bine, se poate descurca. Haideți să vedem totuși ce nivelul planii pune lui Suarez pentru acest sezon și văd că da, în continuare mobil striker este bun pentru el, dar este foarte bun acolo pentru ball control și dribbling. Suarez este pregătit, echipa la fel, așa că simulăm și sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușește să facă Twente cu Suarez în echipă. În continuare suntem în Olanda. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat. Hai să vedem cum arată lui Suarez. Are 75 overall. Foarte, foarte bine a crescut acolo plus 4. Însă hai să vedem câte goluri a reușit să scrie. Și a reușit doar 8 goluri, mă? Doar 8 goluri, bă. Și 2 asisturi, da? Cam slăbuț pentru el. În ligă se pare că tot pe locul 5. Da, cam slăbuț. Ajax s-a terminat pe 1. N-a putea să fim la ei. Și în Cupa Olandei, se pare că știi în Cupa Olandei, ok, măcar avem un trofeu, let's go. E bine, în sezon cu număr 4 suntem înapoi la Ajax, unde echipa este destul de bună pentru Suarez, care are 76 overall și vedem că este și Icardi aici. Hai să vedem totuși câți atacați sunt, da, e iar Pom, Icardi și acei jucători care nu o să încerc să iei pe numele. Însă totuși o să simulăm un sezon pentru că eu cred că putem să câștigăm sezonul ăsta și ne alegem cu un trofeu gratis. Însă am schimbat aici formația, o să-l pun totuși pe Suarez în atac, chiar dacă nu o să joace. E bine, și pentru sezonul acesta o să-i pun un complet striker pentru că trebuie să creștem acolo la weak foot și la shooting mai mult. E bine, echipa este pregătită cât și lui Suarez, așa că simulăm sezonul cu numărul 4 la Ajax, ultimul sezon probabil care îl simulăm aici pentru că trebuie neapărat să scăpăm, însă haideți să vedem ce vom reuși să facem. E bine, sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Suarez și are 80 overall, mă, let's go, mă, hai mă, că arată bine. Ușor, ușor o să crească mai mult, oricum cred că este timpul să-l transferăm, însă haideți să vedem ce a reușit să facă la Ajax, bine mă, 38 de goluri, mă, a rupt, mă. În sfârșit, let's go! Și 6 asisturi acolo care, da, nu prea contează, asta acolo să fie. Haideți să vedem gata de aur, dacă reușim, reușim și gata de aur cu 30 de goluri, bă! Haideți să vedem și în Eredivisie, suntem în top 3, bă! Da, n-am reușit mă locul 1, ok. Cupa Olandei, hai să vedem că reușim, nu reușim aici, câștigă altă echipă. În Champions se pare că suntem pe locul 3, deși ne-am descurcat destul de bine, am ieșit pe locul 3, unde se pare că mai târziu ne-a scos Dortmund cu 5 la 3 la general. E bine, suntem în sezon cu numărul 5 și în sezon cu numărul 5 eu vreau să îl transfer pe lui Suarez de la Ajax, gata, trebuie să plece. E bine, și se pare că prima ofertă de la Borussia Dortmund, ok, interesant, însă haideți să vedem ce echipă are. E bine, pe poziția de striker se pare că nu are doar 1, 2, ci are 3 striker care sunt mult mai buni decât Suarez, așa că, da, nu putem să acceptăm meci degeaba, efectiv. Mai vine o ofertă însă de la Torino, da. Torino, pe bune? Nu, cred că mergea Torino. O ofertă interesantă de la AS Monaco, ok, asta e mai interesantă, însă haideți să vedem ce echipă are. E bine, și în atac se pare că este doar Balogan care este așa mai periculos. În rest, nu prea este niciun jucător, vedem că este și Garnacho aici. En-Nesyri, desigur, o să îl transferăm aici pentru că ne-a dat ofertă de aceea. Iar echipa chiar arată destul de ok, chiar arată destul de bine. Așa că acceptăm această ofertă și trebuie să negociem și cu En-Nesyri. Se pare că mai primim ofertă și de la Aston Villa. O să acceptăm și pe asta, dar haideți să tot să vedem ce echipa are și după acceptăm. E bine, și pe poziția striker are 2 jucători destul de buni. Moise Keane și Oli Watkins. Așa că nu cred că avem ce să facem la echipa asta. E bine, se pare că până la urmă transferul se face, pleacă lui Suarez la AS Monaco. E bine, și până la urmă am ajuns la AS Monaco, unde vom lucra aici la echipă să arate cât mai bine. E bine, cam așa va arăta echipa de ziua aceea, Suarez cu 81 overall în atac,
Malanchen, văd că este aici o echipă chiar destul de bună. Lui Suarez, desigur, va trebui să-i dăm un development plan destul de bun și vedem că perfect pentru el este target player. E bine, echipa arată destul de bine, este pregătită, cât și Suarez la fel, așa că simulăm sezonul numărul 5 data asta în Franța la AS Monaco cu Suarez. E bine, în sezonul numărul 6 vedem că lui Suarez a ajuns la 85 overall. El de asemenea a reușit să înscrie doar 18 goluri, însă 15 asisturi. Granciun a trecut la goluri. În ligă, din păcate, n-am reușit să câștigăm. Când e PSG-ul nu prea poți. În trofii de Champions ne scoate desigur iar PSG. Însă reușim totuși să câștigăm Cupa Naționale cu 2-1 versus Lille. Iar în Champions League terminăm pe locul 4, unde, da, dezamăgitor. E bine, în sezonul numărul 7 vrem să-l transferăm pe lui Suarez. Și prin o ofertă foarte bună de la Manchester United de 191 de milioane. Însă din cauza că l-are pe Broberi și pe Colomani nu acceptăm. Însă mai prin o ofertă bună de la Tottenham, care este foarte, foarte bun pentru noi. Echipa arată foarte bine și în atac este doar o cafor, așa că mergem la Tottenham. E bine, și am ajuns la Spurs, unde aici frumos în atac o să vină Suarez. Echipa arată chiar foarte, foarte bine și noi trebuie să o pregătim pentru că o văd de Champions, să fiu sincer. E bine, cam așa va arăta echipa în teren, eu zic că este destul de bună. Suarez desigur va fi omul care va înscrie goluri, însă Drăguș acolo ca fundaș ne va apăra. Haideți să vedem ce divin plan îi dăm lui Suarez și cred că sezonul acesta o să-i dăm un mobile strike, cred că este perfect pentru el pentru că îi mărește pace-ul. E bine, Suarez și echipa sunt pregătiți, așa că simulăm sezonul cu numărul 7 ca să vedem ce reușește să facă Suarez în Premier League data asta la Spurs. E bine, sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Suarez și are 89 overall mole score, a început să crească. Și la stats-uri stă destul de slăbuț, dacă mă trebuie. 20 de goluri și 2 asisturi, cam slăbuț, cam slăbuț. Colgheta oare este? Nu, nu este. Este pe locul 3, Haaland pe locul 1 cu 24 de goluri. Iar în liga am terminat pe locul 7, what? What, ce s-a întâmplat cu Tottenham pe locul 7, bă? În Emirate SFA Cup, hai să vedem, nu reușim. Carabao Cup, reușim Carabao Cup, nu reușim. Și se pare că nu am fost în nici un campionat european, de câte vedeți, n-am fost în nicio grupă. E bine, suntem în sezon cu numărul 8, unde în sezon cu numărul 8 trebuie să jucăm mai bine. Nu o să plecăm de la Tottenham, o să mai stăm totuși un sezon, să le mai dăm o șansă. Vrem totuși să câștigăm trofee, pentru că stăm foarte prost cu obiectivele, foarte, foarte prost. În sezonul acesta o să-i dăm un target player, da, un target player se cea un pentru Suarez ca să crească. Sincer, nu înțeleg de ce nu se descurcă echipa asta, chiar arată destul de bine. Primul 11 e foarte, foarte bun și pe banca de rezerve chiar a venit și jucător destul de buni. E bine, Suarez este pregătit și echipa la fel, așa că simulăm sezonul cu numărul 8 să vedem dacă reușim data să facem ceva cu Spurs. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și Suarez are 93 overall. Let's go, data asta putem să conquerăm și acolo la balonul de aur și sunt sigur că s-a descurcat destul de bine, are doar 18 goluri. Cum doar 18 goluri și 4 asisturi? No, ceva se întâmplă, ceva se întâmplă aici. Gheata de aur clar n-avem nicio șansă, suntem departe pe locul 8 doar. Măcar suntem pe locul 4, dar degeaba, degeaba. Mirate SFK, hai să vedem, nu reușim și Carabao Cup, nu reușim, da. Și din cauza că am derat pe locul 7 sezonul trecut, nu am jucat în niciun campionat european. E bine, suntem în sezonul cu numărul 9 și o ducem foarte, foarte prost, mai ales cu obiectivele. Suarez, ok, se descurcă cât de cât, însă clar îl vom vinde, nu știu. Avem nevoie de o echipă mult, mult mai bună. Da, și acea echipă nu este Aston Villa. Însă ar putea fi Inter, însă totuși haideți să vedem ce echipă are. E bine, atac Moise Keane cu Lautaro, foarte bine cu Rashford, interesant. Însă pe dreapta nu au absolut nimic. În mijloc îl avem pe Emilio Pablo Escobar Gaviria. Glumesc, nu e el. Thiago Almada, ok. Arda Güler, interesant. Malen și el este aici, Joe Ellington. E un mijloc chiar foarte, foarte bun. Și pe dreapta am presupun că l-au pe Dumfries, Bastoni, Di Marco. Da, e interesant, însă nu cred că e echipa la care vreau să mă duc. Așa că, din păcate pentru Inter, refuzăm. Ei bine, de la Atletico Madrid este interesant. El a mai fost în viața reală la Atletico Madrid. Însă, haideți să vedem ce echipă are. În atac, din câte văd, l-au pe Ronaldo Regen. Așa pare că e. Și se pare că nu au wingeri. În mijloc se pare că au niște jucători interesanți. Se l-au pe Regen lui Modric, cred că. Și câțiva jucători chiar destul de buni. În defensivă, nu prea.
Nu prea au pe nimeni așa de bun. Portarul care e moldovan. Wow! Un singur portar au și ăla e moldovan. Da, la cât de interesantă pare Atletico, nu o să acceptăm. Pe bune, mă, pe bune de la Wolves, pe bune de la Wolves. Ha, de la Brighton. Se pare că toate echipele din Premier League vreau să mă transfer în afară de City. Măcar dacă venea City. Oferte de la Arsenal. Ok, interesant. Arsenal arată mai bine, cred că. E bine arată că l-au pe Saka și pe Tavi Popescu din câte văd aici. Cătălin Crâjan este și el aici. Havers, Vieira, Odegaard, Zubimendi, Rijon Walker, cred că Luis este și el aici, Saliva și ca portar este Diogo Costa. Da, nu știu ce să zic, Chiar arată foarte bine, însă suntem în sezonul cu numărul 9, cred că avem cea mai bună. E bine, asta zic, Barcelona, ceva mai bun, însă totuși și Barcelona s-ar putea să ne arate bine, dar haide să vedem. E bine, Barcelona atacă l-are pe Vlahovic și Foden, ok, Foden e frumos, însă Vlahovic nu prea. Fatima este la echipă, João Neves, Pedri, ok, un mijloc chiar foarte, foarte bun și niște rezerve bune. La defensivă l-am pe Hakimi Kunde, care e foarte bun, Tomiasu și el pe aici și ca portar este, nu-mi dau seama ce ar trebui să fie portar aici, că toți sunt slabi. Ce v-am spus, arată chiar bine echipa, însă pe defensivă n-arată bine deloc. Adică, ok, avem un fundaj doi buni și restul nimic și mai ales la portar absolut nimic. Însă totuși o să accept oferta pentru că una mâine este la Barcelona, adică echipa lui de suflet și este cam cea bună echipă care avei până acum. Și suntem și în sezonul cu numărul 9 și o să accept ce să mai. Ei bine, și până la urmă Suarez pleacă la Barcelona, pleacă la Spurs unde nu s-a jucat deloc bine, deloc, și pleacă la Barcelona unde sperăm că o să descurce bine încă două sezoane. Ei bine, am ajuns în Spania la Barcelona unde trebuie să o facem, o echipă de Champions League. Suarez în atac o să fie mai bun, așa că Suarez clar e în atac ăsta. Ei bine, cam așa va arăta echipa, chiar destul de ok aș putea spune, însă clar avem nevoie de un nou portar și un nou fundaș, așa că haide să transferăm. E bine și cu Gabriel și cu acest Lehmann, arată mai bine echipa, așa că, na, așa o vom posta. Suarez desigur trebuie să rămână mai mult aici, așa că target player o să-i punem. E bine, Barcelona este pregătită cât și Suarez, așa că simulăm sezonul cu numărul 9 de data asta în Spania la Barça. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Suarez și are 95 overall, bă, foarte, foarte bine pentru el. Și dacă vă întrebați de ce nu arată Ballon d'Or, pentru că nu a fost nominalizat, nu a fost deloc nominalizat pentru Ballon d'Or. Haideți să vedem câte goluri a reușit Suarez și a reușit 35 de goluri, mă, foarte, foarte bine și 8 asisturi. Gata de aur, haideți să vedem dacă reușim și se pare că reușim la limită, adică la egalitate cu Lopez, doar că, na, am unde practic suntem pe locul 1, eu sunt pe locul 1, deci se pune. Hai să ne la Liga și reușim să câștigăm un trofeu măcar, un trofeu în La Liga mă refer și mă refer un titlu. Da, ok, avem cred că 4 trofee în total și am zis 20, doamne cât de greu am făcut trofee. Supercopa, hai să vedem, reușim și Supercopa. Copa de Spania reușim? Nu reușim de data asta. Haideți toți să vedem ce am făcut în Champions. Se pare că grupa o terminăm pe locul 1 cu 12 puncte. Însă în round of 16 Napoli scapă rapid de noi cu 2-2 la general și ne bate la penaltiuri. E bine, și am intrat în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde va trebui să transferăm noi aici un fundaș pentru Gabriel, nu o să mai descurcă. E bine, și îl transferăm aici pe Saliba, care eu zic că o să descurce foarte bine. Lui Suarez totuși mă uit, poate, da, uite, cu Mobistar care putem să-l creștem mai mult și, da, nu știu dacă ajunge la 99 overall, dar noi încercăm. E bine, Suarez și echipa sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 10 la Barcelona, să vedem ce reușește ce să facă în ultimul sezon lui Suarez. E bine, singura și ultima șansă a lui Suarez să câștige Balonul de Aur. Hai să vedem, în 2031 reușește să câștige Balonul de Aur și se pare că reușește. Ok, reușește să câștige. E bine, aparent acest sezon este sezonul cu numărul 9, nu este sezonul cu numărul 8. Nu știu unde m-am încurcat și la ce număr s-a întâmplat. Însă m-am corectat, acum este sezonul cu numărul 9, aparent. Următorul sezon este sezonul cu numărul 10. Însă haideți să vedem ce overall are Suarez și are 97 overall. Haideți să vedem câte goluri a reușit Suarez să înscrie și avem 33 de goluri și 10 asisturi. Bine, bine, bine. Hai să vedem gata de dacă reușește. Reușește aici cu 26 goluri. Let's go. Hai să la Liga. Reușește, mă, reușește la Liga. Unde era Real Madrid? Wow. Pă nouă. Wow. Supercopa, hai să vedem. Nu reușim aici să câștigăm Real Madrid. Copa de Spania reușim. Reușim să câștigăm Copa de Spania. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions. Se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 11 puncte. Mai departe scoatem Celtic cu 4-3 la general. În quarter final se pare că ne scoate PSG-ul. Bă, nu putem să ne apropiem și noi de finală. Tottenham câștigă pe bune. Echipa la care am fost câștigă.
Pa! E bine, suntem în ultimul sezon și pentru ultimul sezon echipa arată absolut distrusă. Efectiv, n-avem right back, n-avem mijlocaș, n-avem left winger. Wow, și nici rezerve, astea-s toate. Suntem absolut distruși, o să încerc eu transfer pe toate poziții, dar nu cred că reușesc. Și nici n-avem bugetul, e clar. E bine, ne-a ajuns la limită bani, mai avem 6 milioane, însă am reușit să transferăm așa. Pe Arias McAllister, Foden, care l-am luat de pe free agent înapoi, și pe Arnold, care oricum are, oricum au 30 de ani niște, adică foarte, foarte slab, dar sunt perfecți pentru echipa noastră, așa că intră direct aici în primul 11. E bine, și cam așa va arăta, eu zic că arată destul ok, atât am reușit să fac, atât am putut de fapt. Lui Suarez, hai să vedem ce putem să-i dăm, îi dăm un poacher, deși nu cred că o să ajungă la 99 overall. Așa că Suarez este pregătit și echipa la fel, așa că simulăm ultimul sezon de data asta, să sperăm că câștigăm acolo Champions League. E bine, haideți să vedem balonul de aur. Totuși, data asta chiar e ultima șansă a lui Suarez să ia un balon și cu două ar fi destul de ok, așa că haideți să vedem. 3, 2, 1 și este lui Suarez, mă! Let's go! Bine, mă, lui Suarez, mă! E bine, ultimul sezon s-a terminat, hai să vedem cum arată Suarez și are 99 overall, mă! Bine, mă, let's go, mă! Haideți să vedem câte goluri a reușit. 43 de goluri, mă, let's go! 43 de goluri și 12 asisturi. Hai să vedem gheata de aur dacă reușește. Reușește categoric cu 28 de goluri. La Liga, haideți să vedem, reușește la Liga Barcelona, Celta pe 2. Wow, ok, Real Madrid pe 6. Ok. Supercopa, haideți să vedem, reușim să câștigăm Supercopa. Copa de Spania reușim, reușim și Copa de Spania. E bine, haideți să vedem ce a făcut și în Champions. Se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte fără să pierdem niciun match. În roundul 16 însă suntem scoși imediat, bă, de Leverkusen, care ne bate la penalti, frate. Și câștigă Borussia Dortmund. E bine, și cam aceasta a fost simularea lui Suarez. Destul de grea, foarte, foarte grea simularea, pentru că a început de la un overall foarte, foarte mic. S-a înfocat mult pe la echipe, n-a prea reușit să facă nimic la echipele respective. Însă, până la urmă, eu zic că am adunat niște trofee, niște goluri, niște asisturi, două baloane de aur, zic că ok. A ajuns până la urmă la 99 overall. Din păcate, la World Cup, efectiv, n-a fost convocat, nu știu, n-a reușit să se califice Uruguay. Așa că, na, cam asta am reușit să facem cu el. Eu sper că a plăcut, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, ca să ajungem acolo la 1000 subscriber, sunt sigur că putem să ajungem, și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am băbat, pa, pa!